Și credincioși și sucevenii au cinstit astăzi pe Sfinții 40 de mucenici din Sevastia. Aceștia s-au rugat Sfinților Mucenici la Catedrala Arhiepiscopală în cadrul Sfintei Liturghii Arhierești. În Biserica Mănăstirii Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, care este și Catedrala Arhiepiscopală, Sfânta Liturghie a fost oficiată de preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Credincioșii veniți la slujbă s-au închinat și la Racla cu moaștele Sfântului Ioan cel Nou care se află în catedrală. Această biserică, închinată Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, a fost zidită începând cu anul 1514 de Bogdan al III-lea, fiul Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, și terminată în anul 1522 de nepotul acestuia Ștefăniță Vodă.